Inspecția tehnică periodică la categoria vehiculelor lente va fi făcută la sediul proprietarului. Această modificare reprezintă una dintre solicitările protestatarilor din domeniile agricol și transporturi. Această modificare a fost pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Marcel Ciolacu a anunțat că guvernul extinde excepțiile de la înmatriculare și inspecția tehnică periodică în cazul vehiculelor lente. De asemenea, RAR va putea efectua ITP-ul la vehiculele agricole sau forestiere cu laboratoare mobile chiar la sediul fermelor. Rezonabil este să nu îl pui pe fermier să-și ia utilaje din câmp sau pădure și să meargă la RAR, ci să fie exact invers, a anunțat Marcel Ciolacu. În ședința de guvern se va discuta și despre atestarea profesională a personalului de specialitate din transportul rutier. Se dorește să se realizeze corelarea dispozițiilor privind încheierea și executarea contractului de transport pentru transporturile naționale cu normele internaționale. Concret, abrogăm limita de despăgubire în cazul contractului național după modelul unei convenții recunoscute la nivel internațional, CMR, a adăugat premierul Marcel Ciolacu. Limita de despăgubire va fi stabilită prin voința părților exprimată în contractul de transport. Guvernul mai lansează dispoziții clare care reglementează examinarea persoanelor ce intenționează să obțină atestarea inițială pentru conducătorii auto, transport persoane sau transport marfă. Alte acte normative din setul agreat împreună cu fermierii și transportatorii ar putea fi aprobate în ședințe de urgență care vor fi convocate în weekend sau la începutul săptămânii viitoare. ASF a anunțat deja public că a găsit împreună cu transportatorii calea spre un nivel decent al RCA la transportul de marfă. Va fi un preț sustenabil inclusiv pentru micii transportatori, cu 2-3 camioane care nu au posibilitate firmelor cu flote mari. În plus, se permite plata în rate a RCA și posibilitatea suspendării poliței cât timp camionul este parcat pe o anumită perioadă din diverse motive, a precizat premierul Marcel Ciolacu, relatează realitatea.net.